Echipa de fotbal continuă pregătirea în complexul Ghencea, chiar dacă jucătorii lui Daniel Oprița nu vor mai susține niciun meci în acest an. Pentru că se apropie ziua națională, l-am convocat pe sărbătoritul de azi Andrei Antohi, dar și pe Florin Răzdan și Horia Iancu la un interviu inedit. Vă invităm să vedeți și ce dorință specială are Florin Răzdan de 1 decembrie. La câte parade de 1 decembrie ai luat parte până acum? Sincer să fiu, n-am luat la prea multe. Mă duceam când eram mai mic, când m-am mărit n-am mai fost. Mă duceam cu părinții când eram mic, când am fost mare nici eu n-am mai mers. În 2006 mi-aduc aminte foarte bine, a fost ceva de neuitat. Când eram copil participam destul de des la aceste parade. Două culori care îți plac cel mai mult din drapelul României? Roșu și albastru, nu? Cu siguranță. Roșu și albastru, da, e răspunsul pentru toți trei, cred eu. Pe ce dată ai vrea tu să fie ziua României? Rămân pe 1 decembrie. Pe 1 decembrie, să nu schimbăm noi istoria cu răspunsul nostru. Bun, hai că eu pun un 1-1, un 11, ca să fie și numărul de pe tricou. Ce îți place cel mai mult să mănânci de 1 decembrie? Multe, nu știu, dar în principiu sarmalele. Sunt cel mai bune. Mamă, să-mi faci și mie niște sarmale, te rog eu frumos, de 1 decembrie. Nu prea sunt cu mâncărurile tradiționale. Șoriciu îmi place mie mult. Atât. E o tochitură moldovenească cu niște murături lângă. Da. Ar fi ideal, da. Vacanță măcar. Ați băgat un pic în ședință cu asta.